Bună ziua, domnilor și domnilor! Vin astăzi la ședința Consiliului Local. Prezenta ședință a fost convocată de către primarul Comunei Arsău, în conformitate cu prevederea dispoziției 131 din 7 iunie 2021. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, de plată deschisă prezenta ședință. Și pentru început, aș vrea să avem în vedere procesul verbal al ședințelor anterioare. Ați avut pe mail procesul verbal al ședinței din 12 mai, ședința ordinară, și 24 mai, ședința extraordinară. Dacă aveți ceva amendamente la aceste procese verbale, să consemnăm. Dacă nu sunt amendamente, le supunem la vot. Le supunem pe amândouă, dacă nu aveți să... Necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Arsău, județul Bacău, inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Comunei Arsău din cadrul SC Eco Valea Muntelui SA, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea titlurilor pe care există obligativitatea înregistrării pe raza administrativă teritorială a Comunei Arsău, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de bază al Comunei Arsău, inițiator primar. 5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Arsău, inițiator primar. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar de Urgență pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Arsău, inițiator primarul. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiția extinderea rețeaua apă potabilă de la kilometrul 2 la kilometrul 6, inițiator primarul. 8 probleme diverse și la modificarea ordinii de zi. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul reabilitare și consolidare pod din beton peste râul Arsău, sat Apa Arsău, punct Soci, Comuna Arsău, județul Bacău, inițiator primar. Da, proiectul numărul 3 retrage din pe ordinea de zi, deoarece nu avem avizul de la inspectoratul de poliție. N-a ajuns avizul de poliție. Mi pare rău, nu ne-am vrut să facem, dar asta e. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Așa cum știți, ședințele Consiliului Local sunt publice, dar discuțiile care se pot discuta se fac doar pe baza proiectelor în discuție. Alte probleme ale participanților pot fi ridicate după ce se discută toate proiectele de pe ordinea de zi la capitolul divers și strict legat de proiectele aflate în dezbatere publică. Asta ca să știe și invitații despre ce se poate discuta aici. Propun să trecem la problemele de pe ordinea de zi. Doamna secretară, la primul proiect, dacă avem ceva... Vă dăm cuvântul
dumneavoastră, dacă e ca să nu, dacă nu doriți să stați până la sfârșitul ședinței. Păi dacă ne permiteți să ne spunem mai degrabă așa. Să ne treceți la diverse, e ok pentru noi, că nici noi nu vrem să stăm. Păi asta, poate ședința durează două ori și că... Da. Dați-ne cuvântul dumneavoastră și... Da. Domnul ședinț. Domnul ședinț. Dacă nu sunt probleme. Da. Nu, dar nu știm de asta, zic. Solicitat la ședință. E o surpriză, nu? Da. Dacă ați văzut cum ești la școală, v-ați gătit acum ce se poate întâmpla. E doar pozitiv. Surpriză, dar de asemenea, în ultima ședință a Consiliului de Administrație, care este forul conducător al școlii gimnaziale a SEU, eu sunt doar reprezentantul, s-a discutat această problemă și intenția de a participa la ședința Consiliului Local. Așa cum o parte știți, anul trecut s-au împlinit 130 de ani de învățământ la Săvan, lucru pe care am pus să-l marcăm printr-o activitate, dar pandemia și vremurile care le trăim nu ne-au permis și atunci încercăm anul acesta, așa cum aveți în invitație, să facem o mică întrunire a cadrelor didactice prezente, foste, a elevilor, în funcție și de numărul de participanți. Și vă invităm și pe dumneavoastră să participați la această activitate. De asemenea, eu nu am anunțat prea multe despre acest lucru, dar am depus un proiect la fonduri nerambursabile pentru această activitate. Știu că perioada este după, dar în iunie știu că se discută aceste proiecte. Sper să aveți în vedere și proiectul nostru, care este depus la cultură. Da, pentru această manifestare pe care o facem la școala gimnazială. Asta era unul dintre singurele lucruri pe care vreau să le transmitem. Invitația. Și sper să ne aveți în vedere atunci când veți discuta despre proiectele de la cultură. Ce să zicem? Orând succes în realizarea acestei manifestații. Sperăm să participăm și mai consilieri, nu eu o hotărâre nu în casă, dar un număr cât mai mare. Manifestată această bombele social pe teren, ca să păstrăm distanțarea la 2 metri, da. Și în concord legii. Și mai precis când o să organizez gaite. Păi da, domnul profesor sau antrenor de-a lupte, l-am înțeles că... Da, a zis că luptele pe toamnă. În septembrie. Deci nu vrei să cumulați totul. Păi nu, că asta e cu totul altceva. Păi nu, e să o amestecăm cu sportul. Nu putem amesteca. Da, cum e? Proiectul a fost discutat și în Consiliul de Administrație, domnul Vigeapel a fost prezent, domnul știți despre ce este vorba, s-a discutat și domnul Puiu, da? Deci, probabil o să arătă dar prea mult de trafă. Iar în ultima ședință de Consiliu, ca să încheie de administrație, o să-mi prezint raportul de mandat pentru cei 4 ani, da? Pe care domnii vor putea să-l prezinte mai departe, dacă e clar. Ce am realizat sau ce n-am realizat? Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și vă așteptăm de pe ei! Mulțumim! 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 M
permiți, bună ziua, domnilor consilieri, domnul primar. În legătură cu lucrarea de la punctul, de la spot, de la punctul Bartea, am avea și noi doriante către dumneavoastră, s-au apucat constructor acolo de lucrare și se extrag facetele de acolo. Având în vedere că când s-au făcut gabioane din partea dreaptă, nu s-au făcut exact cum trebuia, s-au fost proiectul, ne rugăm de dumneavoastră, împreună cu Consiliul Local și cu domnul primar, să mai punem măcar la distanță de 30 de metri la domnul Mazil, acolo este o curbă unde bat dumneavoastră, cunoaște foarte bine de zona, domnul Tutu a dus niște balastre acolo, să punem măcar 25 de metri, 30 de metri în curba aia, ca sete de acolo, ca de extrage, cine dacă doriți, să le umplem cu piatră acolo, numai de apa sunt tot mereu inundați. Asta e doleanța noastră. Da, am discutat problema asta. Am discutat, dar oamenii încă nu știu. Problema e că deja constructorul a început, dacă era prea setri. Și am stat din vorbă azi dimineață cu domnul inginer, bună ziua, nu vreau să vă spun, mă numesc Mazinu Sorin. Am stat din vorbă cu domnul inginer și domnul a spus că ar că facem noi ceva la urmă. La urmă când? După ce din care sau... Ei vă explicați exact procedeul cum se face acolo, nu? Da, dar n-am zis de procedeu, am spus de casetele aia care am vorbit de asta. Nu poți să fie mântiesc de casetele de acolo, adică vine apă pe el, intră apă în șantiere. O spus pentru a putea să... A spus la deal? Da, nu, a fost de seara la trei, azi n-am fost. Astăzi ați fost la deal? Nu, azi nu am fost, da. În partea de la vale s-o luat tot. Păi bate la vale strâng cât când la vale... Da, bate la vale s-a apucă. Da. Păi n-a luat poate ca să-i spune jos. Auzi, Sorin, acolo e apa... Foarte jos. Efectiv nu e de la așa, parte de la vară. Da, dar parte de la ele, eu zic că nu demontează acum, că vine apa pe păi, lucrare, nu știu ce. Acum, de acord. Da, dar astăzi am vorbit și a spus că așa ne-am înțeles și o să punem. 30 de metri lungime până de unde începe curbea să bată în gabioane, o să punem casete. Da, asta e vorbea. Da, fără probleme. Da, asta s-a vorbit. Am așteptat să știm toată lumea. Da. Aici camera în urație acolo. Eu n-am știut că la domnul primar Roscov vorbit, v-a spus că se face. Domnii spun că se cară casetele. Nu, dar nu poți să le lași fizic acolo, păi pentru că nu au unde să învârtim. Ele, asta am convenit și probabil că astăzi avem ședință, ei termină programul. Mâine, sau când le desface cu celelalte, să le mute dincolo. Dar nu le desface acum, domnule. Da, păi asta am spus la urmă, că le desface să mute dincolo. Păi, de la urmă, dacă le desface acolo. Păi, și nu trebuie să rămâne în lucrarea în internet. Dacă le desface casetele, nu? Ei dacă le-ar demonta de acolo, le-ar intra apa în șantier și ca să facă șanță să mute apa acolo, îi digul ăla, nu pot să-l spargă, pragul ăla de fund, e o problemă acolo, nu-i chiar. Am înțeles. Proiect că vorbim și inginer, nu chiar nu-i deci eu ajuns până în canalul ăla de atenție, nu-l luat tot. Păi da, din partea de la vale, cred că acolo unii apă îi lasă. De acolo s-a făcut spre pod. Aici lângă pod îl lasă și acolo... Sorin, eu o să merg, după ce termin în ședință, merg acolo față lui Zin, ce-i vorba, dar aveți tot încredere că se rezolvă, deci nu discută. Da. Unde se duce casetele astea? Unde se duce casetele? Da. A doua problemă... Acum, unde duce casetele astea întreabă? Cetățenii capului nostru au mai întrebat, chiar că eu sunt întrebă la dispărinții ei, care și-a mai cerut progetarea pădurilor. După câte știu, este hotărâre de judecătorească aici la primărie ca să ne progeteze 2000 și ceva de hectare. Care, de exemplu, și eu mai am întrebat 4 hectare. Aia e posibil, procedări pe cât gazele oricum în viitorul ăsta, peste 50 de ani poate a venit gazele la metra. Problemul s-a scumpit foarte tare și o discrepanță între noi, cetățenii comuni, o serie a luat în totalitate pădurea și eu am luat, adică tata a luat numai un hectar. Dar nu sunt multe familii, mai ales partea, de la partea la deal, până la capătul satului, majoritatea populației n-au luat pădure. Lemnul a crescut foarte mult, la lemn de foc. Cât este? Cum o știți? Mai crești? Mai tăiem și noi lemn acolo. Gazul? Asta e garantat. 50 de ani? Murim noi. Noi nu pricep. Domnul a fost consilier 4 ani, deci știți efectiv situația cu pădurea destul de bine. Deci până acum, o consilier nu ne-a pus la dispoziție suprafața aia de 2020. Nici eu nu vă opri pe dumneavoastră, dar poate faceți demne. Noi asta faceți, n-am stat degeaba. Știu sigur că nu se poate ca să se bate din partea, poate faceți demne. Aici poate să-i spunele exact în ce situație facem acum. Noi acceptăm și nu suntem numai comuna noastră, deci e un interes. Da. Acolo, de la direcția Silvii, să nu-i pun la dispoziție.
A treia problemă care personal mă privește pe mine, am fost chef de serviciu, la ora 13-14, deci am fost, am fost angajat de dumneavoastră, era să fie acasă, avertisment, amendă, nu faci nici lucru. Vreau să vă spun, e bine, noi, și am mereu chipul așa, nu pot să spun, am animale. Eu am crescut, am, m-am născut între animale și așa vei muri. Eu nu cresc mâți și câini. Deocamdată, de la Bartea la deal, nu s-a curățat un hectar din zlat. Dumneavoastră, nu ne puteți impune nouă, prima dată ajutați-ne, după aia ne impuneți, domnule. Noi nu avem bani și să stea pentru tot cetățenii comunii sună la poliție, tot cetățenii comunii fac o știu, dar vedeți foarte multe, dar trebuie să ne gândim. Eu de fapt nu mă las. Plătesc amenda asta când eu găsesc seara la ouă. Într-adevăr, bine, o facem de unde vine, când nu-și fiți bani. Noi la Bartea avem cetățenii din zona aia, avem 8 hectare din strada atâta, din 4 vești ceva, restul tot e pădure. Lăbuniță, de urmare am concesionat tot terenul. Și nu am primat, dar trebuie să facem ceva, 10 ani. Păi și ce vreau să fac? Eu până acum am... Asta a fost o variantă. Da, nu să timp, nu, dar... O să plătesc amenda dacă chiar așa o să fie. Deci... Nu, o să trebuiască să fie. Știu că am grijă, mă duc dimineața cu el, să duc cu soția, când îți liber, mă duc cu zăvânerea până pe Bartea. Vine în oră, că așa-i treaba, la dealul, băi... La jurul amiază, face-ne pe drum, și tot ce putem, da. Sună, ne arătă tot o mai multe, bă, face-ne pe drum, era să la oficier, era să la încheiere, vreau să mai adaug ceva, asta privește pe domnul consiliar Nicolin Corseu. Când a fost invitat la biserica cu hramul Mihail și Gabriel, la noi pe Paseu, a fost și domnul Gheorghe și domnul Paul, nu mai fi consiliat. Ne-a dat Dumnezeu primar cu boalea asta, la urmă. Ne-ați făcut proști și mai puțin pregătiți în Sfânta Biserică. Noi nu merităm de pe Paseu prima oară. Asta este minciuni, Erica. Nu-i minciuni. Poți să confirme domnul Gheorghe, poți să... Asta nu-i minciuni, domnul. Asta sunt timpia. Da. Asta sunt timpia. Avem primar primar. Îți mulțumesc pentru... Da. Că duci, duci minciuna după adevărat. Da. Putem trece la probleme de coordinație. Scriem un proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 644 din 7 iunie 2021 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Sărbăteții Bacău, inițiator primar Emilian Budrape. Dacă sunt ceva discuții, dacă sunt... Comisiile au avize favorabile. Dacă aveți ceva de precizat, de spus, vă rog, domnul Puiu. Două probleme vreau să ridic vis-a-vis de acest proiect. Am studiat ghidul de finanțare și pentru a putea deveni eligibil în acest ghid trebuie să ne evaluăm foarte serios șansele de a accede la aceste fonduri. Pentru că, din punctul meu de vedere, la momentul ăsta noi avem un sistem de iluminat public destul de economicos, să zic așa, în mare parte, mai avem și lămpi din aia de tip vechi, dar oricum avem lămpi destul de economicoase, nu o să compar cu cele LED ce-i drept, dar oricum suntem pe aproape. Eu m-am uitat pe acest ghid și acolo se acordă niște punctaje pentru a putea deveni eligibil. În primul rând la capacitatea de economisire a energiei electrice. Dacă nu ne ridicăm la un procent de, zic eu așa după mine, măcar 50% economie ca să luăm un punctaj, un minim de punctaj, adică un 20 de puncte de aici. Să mai luăm ceva puncte și de la contribuția proprie, atenție, că contribuția proprie nu e doar 10%, dacă ne ducem cu acel 10% o să luăm 0 puncte acolo. Și atunci o să trebuiască să suplimentăm undeva, să ne ducem poate chiar până la 30%. De 12%, pom. Câte puncte luați la 12%? Toate. Câte puncte luăm? Noi încercăm să luăm mai mult. Nu, dar în ghid spune clar, pentru 10% contribuție, 0 puncte. Pentru 15% contribuție, 5 puncte. Pentru 30% contribuție, 20 de puncte.
Deci pentru a ajunge la acest barem, ca să putem deveni eligibili pe acest subiect, cred că trebuie să ne evaluăm foarte, foarte corect șansele. Pe bine, și acum dumneavoastră ce ați dori? Nu, domnul primar, iar începeți și mă duceți într-o altă zonă că eu sunt cică contra. Nu sunt cică contra. Eu am spus de la început, am fost de acord și la comisie. Eu am spus să ne gândim foarte bine cât putem să punctăm cu acest proiect, cât putem puncta cu acest proiect, ca să putem să accesăm acel fond de 1 milion de lei. Un milion de lei pentru comunele de peste 400.000 de locuitori. Noi accesăm celălalt. Care celălalt? Ghidul de finanțare este unul, nu-s două. Sunt două tipuri de finanțări. Unul pentru comune până în 4.000 de locuitori și altul peste 4.000 de locuitori. Păi, noi dorim să-l accesăm pe cel mai mic. Deci păi cum să-l accesăm pe cel mai mic dacă noi trebuie să facem dovada? Pentru că șansele acolo sunt mai mari. Doamna Hangan, ascultați-mă un pic. Da. Cum facem noi dovada dacă avem 3.800 de locuitori? Că noi trebuie să aducem... Nu. Noi avem 6.000, dar putem accesa linia de finanțare pentru... comunele de 4.000, adică pentru proiectul mic, de 500 de lei. Și nu poate face acest proiect deoarece e în conformitate. Nu atunci când ne-am gândit la acest proiect, ne-am consultat o echipă specializată care în pe linia de finanțare care a trecut are 80% de proiecte finanțate. Deci am discutat cu oameni specialiști. Pe firma nu e specializată, dar aici vorbim de un lucru de conformitate. Dacă comuna noastră are 5.700 de locuitori și proiectul este pentru primul locuitor, de atunci vom trece cu acest proiect? Pot accesa, este la latitudinea mea dacă vreau să accesez un proiect de 500.000 sau de 1 milion de lei. Sunt de acord cu dumneavoastră și revin la întrebarea. Da. Ne evaluăm corect șansele vis-a-vis de acest lucru. Păi tocmai asta e ideea, că noi încercăm să... Da, știi, tot la fel se stabilesc, domnul primar. Tot la fel se stabilesc. Eu știu mai bine să putem face o cofinanțare mai mare. Deocamdată n-am pornit. Asta știți pentru ce... Știu, trebuie să se deschide în sesiune. Lista de investiții. Am înțeles. Lista de investiții. Eu am înțeles că vorbim nicio cheltuială, că nu avem... Tocmai de aia am zis, până când se deschide linia de finanțare. Așa mă zic, nu e deschide linia de finanțare. Să ne evaluăm corect șansele noastre. Păi da. Vedem dacă putem face față cu o finanțare doar de 10%, așa cum spuneți dumneavoastră, cu 0%. De asta suntem aici, de asta am adus proiectul de hotărâre în afința noastră, spre aprobare. Așa să pornim. Să putem lucra. Să putem lucra, bineînțeles. Altfel noi nu puteam porni, nu aveam un punct de pornire. Trebuie luat până avem toate aspectele. Finanțele sau consultanța, cum spune doamna Hangan. Ați văzut că devine eligibile doar 4%. Din valoarea totală a proiectului, 4% pentru consultanță, 5% pentru proiectare și... Da. Eu am studiat ghidul, chiar m-am mutat pe el, am fost curios. Și zic că e bine să ne evaluăm bine șansa. Absolut! Și, bine, eu n-am spus... Pe care am vrut să vă pun și tura trecută, dacă tot îmi dați voi, să vă pun, ca să nu mai vorbim oficial. Și acum ce-ți facem? Să nu mai pornim? Nu. Să nu mai... Eu am fost de acord cu proiectul în comisie, am fost de acord, dar am vrut să ridic aceste probleme ca să fie în atenția noastră. Da, pentru foarte bine. Asta e tot. Dar dumneavoastră îmi spuneți că nu vreau. Păi nu, după cum ați început, așa, mă duc, dar la ce vorbiți voi? Aflați că am terminat. Ați înțeles acum că am terminat ce am avut de spus. Mulțumim. Gata, mai are cineva de discutat pe baza proiectului? Nu, proiectul o să fie pentru în jur de 400 de lei, ca să vă explicăm cum am spus. Da. Se pune pe fiecare stâlp, nu poți pe un stâlp, da, și pe trei, nu cum e până acum, și noi am gândit în felul ăsta, domnule, încercăm cu proiectul ăsta mai mic, și finanțarea e mai mică, șansele sunt mai mari, să punem pe o zonă, un sat sau două sate, sau cât o să fie în jur de 400 de lei, și celelalte tot sunt economice. Și acum noi avem cu liederea, acum foarte puține mai avem de la alte. Celelalte să le luăm, să le montăm în zonele celelalte. Și așa le-am făcut comuna foarte iluminată, dacă țineți. Așa am gândit-o noi, acum țin. Cu pași mici și... Da, cu pași mici și... O să punem la parte cine este pentru. Thank you.
Următorul proiect de pe ordinea de zi este retragerea Comunei Aisău din cadrul SCE Ecovalea Muntelui Iesa. Comisiile au avis de favorabil. Știți de ce vorba, nu? Noi am fost membri în o asociere a comunelor de pe Valea Trotușului, se numea SCE Ecovalea Muntelui. Asociația s-a oprit activitatea din 2018, nu mai funcționează și efectiv noi ținem încurcați. Acum, fiind membri în asociație, ei toți trebuie să depună în fiecare an, să depună balanță contabilă, să depună și ei nu mai lucrează, nu mai deja și-au făcut altă societate. Și ne-au rugat, dacă vrem să ne retragem, să cedăm acțiunea aia de 10, avem o acțiune de 10 lei, sau se vede, se va vinde, nu știu cum e. Da, trebuie să facem o ofertă, să vindem așa cum trebuie. Așa am primus un proiect. Da? Și se le... și descurcă, să nu mai stea împărcați. Da, e o chestie. Da, m-a dat pe dreptul nevoia să facem. Spun la tine. Da, trebuia să... trebuia să faci așa cum ați spus. N-au venit, s-au venit de noi, dar să ne-ați spus. Dacă sunt discuții... Dacă mai ești la urmă, să ne-ai întrebat. Dacă nu supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Trei este proiectul de... Mergeți la planul de fază. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al Comunei Aisău, inițiator primar Emilian Budată, dacă sunt ceva... Comisia la inițiativă de favorabile. Domnul primar, dacă... Dacă cineva de dumneavoastră are ceva de spus vis-a-vis de... Da, domnul. Aș dori ca acest plan de pază, dar să fie și pe Comuna Aisău, la un moment dat de adresa, da? De Comuna Aisău, domnul. N-am înțeles. Planul de pază să fie postat și pe site-ul primăriei. A. Postat și pe site-ul. De ce este postat pe Comuna Aisău? Atunci să-l găsim acolo, cum a întrebat cineva odată, de planul de pază. Da. Atâta. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Aisău, inițiator primar Emilian Budată. Doamna secretar, dacă... Comisiile au făcut propuneri, că ați văzut că acolo e nevoie de o componență la Comisia de Drept Publitor. Comisia pentru Administrație au propus pe domnul Eugen și pe doamna Podoracu Monica. Comisia pentru Dezvoltare a propus tot pe domnul Pui Eugen și pe domnul Cătălin Oniga. Deci avem trei propuneri, da? Trei propuneri. Domnul Pui Eugen, doamna Potoracă Monica și domnul Cătălin Oniga, da? Sunt trei persoane în nevoie. Dacă sunteți de acord cu cei nominalizați, supunem la vot. Cine este pentru? De acord. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensației bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar de Urgență pentru membrii Serviciului Voluntar pentru situații de urgență al Comunei Aisău, inițiator primar Emilian Budată. Doamna secretar, dacă avem ceva... Comisiile au emis avize favorabile. Acest proiect de hotărâre... Da, sunt avize favorabile de la Comisie. Dacă cineva dintre dumneavoastră are ceva de spus, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiția extindere rețea apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6, inițiată de primarul Emilian Budată. Dacă avem ceva. Avize favorabile, cele trei comisii. Dacă, da, e vorba de, știți, ați văzut în documentație, e vorba de conducta de apă care dorim să o extindem de la pod la scaune până la școală la Bartea, deoarece asfaltul e foarte prost în zona aia. Și în eventualitatea, știu eu, să dăm un cobor nou de asfalt, o să trebuiască să tăiem conducta, să tăiem asfaltul, să montăm conducta, să facem
Cineva mi-a zis că da, a fost să meargă apa de la de la deal. Da, e posibil. Noi, din calculi, ar urca și prin presiunea normală. Avem 6 bari la pod la scaunii, dar s-au luat în calcul și o stație de pompare. O stație de pompare cum avem și la Ciobănuș, care împinge la deal până la tunel apa potabilă. În viitor, avem deja, lucrăm la un proiect pentru înființare rețea apă în satele Apasol și Părtiniș. Am făcut un studiu hidro la Petrosu, Brigada, în zona aia nu există apă de suprafață. Sunt foarte... De adâncime, scuze, da. Sunt câteva izvoare de suprafață, mici, alea nu pot să le controlez. Ar trebui să fie un izvor foarte mare ca să poți să le iei, să-l plorinezi. Ce toată zona, de la șanta la deal am căutat în toată zona. Zona e izvor, da, nu există. În documentele lor, nu mai, toată zona nu este apă, nicăieri. De aici și până la fundul Săului. Nu este atât de adâncime, ca să poți să forezi, să folosești un material. Dați seama că cel mai bine ar fi un pațin de locație, nu mai acum în cazul care s-a găsit pentru că avem încăderibile. Vorbiți pe rând ca să ne înțelegeți. Cel mai bine ar fi să avem un pațin de locație, nu mai acum în cazul care s-a găsit pentru că avem încăderibile. Așa e gândit. O să se împingă de la deal, un bazin, un depozit, și după aia să vină încădere, când e un sistem de care l-au făcut în multe zone, la poduri are și la multe zone. Să facem apa de la... De la ceapă nu știu, să o ducem spre aia. Da. Ori de dici o trebuie să ne puzi, chiar vreau să-i vedea că să nu poți să-mi punem tătind. Da. Și la aia s-a devenit așa. Da, și la aia s-a devenit așa. Nu știu exact detaliile studiului, dar îndoiesc că nu s-ar găsi apă de atâncimi în zona Petrosu, să facem un bazin. Dar poți să faci și specialiști, nu poți să-ți iei prea să măsură să se... Nu știu, păi tocmai. Foarte bine, chiar aș vrea să spun dosimetrele, să vedem. Nu s-ar găsi apă acolo ca să o duce prin cădere. Adică sunt zonii unii. Domnul Cătălin, hai să dăm cuvântul și domnul Cui să spună ceva. Da. Atâta timp cât pe Valea Săului gospodării sunt cu plate, așa, 2, 3, 5, 10, 20 și totuși se descurcă cu apă. Cum pot oamenii la momentul ăsta? Eu am mari îndoieli că undeva în zona Păltinișului, un foraj de mare adâncime, n-am găsit apă. Am mari îndoieli. O spună... Dar să fac foraje la Marea Dar nu discut documente făcute de pe scaun, pentru că și de acest deviz care e făcut aici... Dar nu de pe scaun, vin la fața locului. Păi la fața locului trebuie să fac un foraj. Trebuie să fac un foraj. O făcut niște studii de eu, domnul Puiu, nu se face un foraj. Păi dar ce face ăștia care admit că ăsta că nu specialist și nu mă pricep, dar eu am dubii vis-a-vis de faptul că nu s-a găsit. Eu vin pe aparatură și din hărți, nu știu că nu există, nu aveți apă. Proiectul este binevenit pentru populație, deși discriminăm. Acum ne ducem până la Bartea și îi lăsăm baltă. Păi nu mai lăsăm baltă, oricum noi lucrăm la proiectul celălalt, dar nu putem tăia asfaltul. Pe deviz. Lasă-mi voi să răspund după aia. Nu putem tăia asfaltul și celălalt, pentru că am în garanție. Asfaltul și acolo ai Bartea la deal. Oricum n-ar fi bani. Da. Păi și n-ar fi bani. Da, în viitor, deci o să fie și... M-am uitat la devizul general făcut de această societate. Deci Blue Concept Consulting SRL. Este o societate care face proiecte și pe apă și canalizare. Pe apă face? Da. N-am văzut nicăieri aici un rezervor de stocare. Cum să facem? Dar nu are ăsta. Un rezervor de stocare se face mai la deal. La următoarea extindere. Următoarea extindere. Și acum noi, și cum pompăm apa la deal? Păi n-au zis că merge din presiunea centrală și punem un hidrofor. Dar la Ciobănuș am zis să nu ne trezim. Stați un pic, dar la Ciobănuș s-a făcut... Eu sunt de acord. Dar e foarte aproape. Foarte aproape. 2 km, dar aici să ne gândim că de unde vine apa prin cădere liberă. De unde vine apa prin cădere liberă. La scaunul noi avem 6 bani. Deci e teoretic, din calcul ar trebui să meargă din cădere liberă. Teoretic. Dar noi, pentru orice eventualitate, am gândit și o stație de pompe. E o pompă foarte mică, nu atât de asta alimentează. Da. Conducta, cum eu am discutat cu inginer și mi-a spus pe următor. Pentru a pompa apă, în primul și în primul rând, îți trebuie un rezervor de stocare. 2. Îți trebuie un motor
cel puțin de 55 de kW care să... Da, la ce naiba punem soare de domnul Buriu? Adică, da, și ăsta ai făcut tot din proiect, da. Să nu ne trezim că facem investiția și apa să nu ajungă la bar. Facem în dispoziție. Să nu ajungă la bar. Haideți să vedeți, da, haideți să vedeți pompierii de la, de la Ciobănuș. Da, atâta, și sunt domnul primar, iarăși revin la Ciobănuș, noi nu ne trebuie pompe, nu ne trebuie... Asta vă explic, că să vă la bani. Nu am strâmbit nici argumente acum, da. Și am fost prezent acolo când s-au făcut progrii, au ridicat pompele alea cât din mici, așa, au ridicat presiunii nouă atmosfere. Pompele închizi la dată la Ciobănuș. Deci să dea Dumnezeu să funcționeze în parametrii normali. Să dea Dumnezeu să meargă în parametrii normali, să nu facem... Păi, adică noi ne dorim o... Apă, să ducem apă până la partea și să se trezească oamenii la partea când nu au apă. Noi ne dorim o chestie. Ar fi o lovitură cruntă. Da. Cruntă. E un proiect făcut de inginer. Domnule primar, dacă mi-ați spus în calitatea care veți lua în vedere, veți avea în vedere și prelungirea rețelei până la Plătiniș. Acolo cum o să o ducem? De-o prin popoare de aici de la Cedănuș? De la partea la Plătiniș? Da. Că spuneți că acolo nu găsim apă la Plătiniș. Nu suficient, nu să fie să se nască. Deci vom pompa de la Ciobănuș până sus la brigadă. Domnule, am spus că nu, că nu, ce fel de probe au făcut, ce fel de studii, ce geotopo-hidro, că nu au găsit asta. Nu, pentru că nu am găsit. E vorba de specialiști aici, au venit inginer, noi avem un document. Când au venit acești? Au fost recent, recent? Recent, au fost recent, au făcut studii. Da, două luni. Două luni, din două luni. Ați fost? Da, uite, mergem la, nu știu, uiteam firma. Dar bine, domnule, și documentează de pâine. Domn primar, dar ați dat un telefon când au venit specialiștii, că eu nu știu nimic, de acum două luni, domnule. Păi de-ați să facem un birou în primărie, să vă spun. Domnule, nu trebuie să ne facem un birou în primărie, dar... Au venit oamenii la fața locului, haideți, domnule, consiliu, să ne dăm să vizăm. Să poți, să poți, asta are pe pol, aia de stai. De voi suntem, din câte ori ați venit în ultima lună, acum două luni? Da, am fost prezent, dar nu am fost. Au venit, am văzut la primar, la ușă, domnule primar, s-a interesat. Dar sugerați să oprim proiectul, oprim, dar nu oprim. Haideți să o faci și dacă, domnul Cătălin, chestii simple. Dacă nu merge o bombă atâta, o să meargă una atâta sau una atâta. O bombă tot o să meargă să împingă apa la Zeletin, la Traian, la ce exemple vreți dumneavoastră de la Bacău, împinge apa până la... Nu, dar văd că tu nici la Bacău. La noi, la noi, noi, poate 30 de ani, adică nu o să meargă apa la deal. Și nu mergi și la Ciobănuș, ați băgat-o la strajă pe deal. Domnule consilier, eu asta întreb, zic, dacă nu mă trebuie nicio șansă să... Nu fi dacă și-l motocim aici așa face. Dacă interesa problemele astea, de ce n-ați venit până acum să împuneți? Domnule primar, acum întreb, nu am și nimic de aici, nu am știut că s-au deplasat în zona, până urmă le-ați venit. Vă imaginați că noi suntem specialiști? Nici eu n-am crezut când ne-a spus domnul inginer care l-am angajat să ne caute apă și a spus că noi nu avem apă de adâncimi, pentru că din toate hărțile hidro, din toate analizele, din toate prospecțiunile nu avem apă, nu venea să credem. Uitam cu domnul primar, cum adică nu avem apă? Că noi știam că zona din munte are apă. Și o să ne nu confundați apa de suprafață izvoarele voastre cu apa de adâncimi. Atunci, dacă vreți, luați fărâul principal la său, obțineți avize care nu o să vă obțineți niciodată, faceți-vă baraj, bazin și băgați apă. Mai mult, de exemplu, nu vă putem da decât cu grădinița de la Părtiniști. O să poată aia 10 metri, 2 metri, 5 metri, 5 metri, 5 metri, 5 metri. Dar tu crezi că forează? Nu forează așa. Iau studiile hidro făcute. Este de mult, chiar de mult. Dar nu, dar puneți niște întrebări care asta ar putea ca să vă informați, domne, veniți, ușa, repet, ușa deschisă la primar, la fetele de la achiziții, la urbanism, domne, mă interesează întâi și după aia vin. Dar așa că nu ați venit și puneți niște întrebări retorice. Lăsați-vă zic, chiar nu înțeleg acum. Da. Nu știu ce a fost, ba când a fost, era să vă aici la primărie. Păi și ce ai aflat? Dacă ai fost, ce ai aflat? Cum adică spuneți, vreau să... Domnul Cătălin, tocmai așa vreau să suntem așa, să uitați, eu nu uit, domnule, adică în situația nu. Domnul Cătălin, trebuie să vorbești pe baza proiectului. Păi, pe baza proiectului, de aici. Dar nu vorbim pe lângă proiect, asta e discuție colaterală. Obligația de a vă informa, vă revin din fiecare dintre noastre și din personal. Și datoria de a fi informați, în posibil. Dar nu sunt specialiști. Adică dumneavoastră ne întrebați din ce ne înseamnă de adâncime. Nu mă știu de ce ne înseamnă, dar văd care sunt datele proiectului domnului consilier personal. Informația de specialitate, să cer de oameni de specialitate. Mă, asta are să spun și ar fi să veniți într-o ședință cu acel studiu. Dar mai bine, mă, atât, domnule, nu-i tot să veniți cu acel studiu. Veniți cu acel studiu, să veniți.
și noi gândirea asta așa a fost, cel mai simplu ar fi fost să-i dai drumul de la deal la apă. Asta am discutat și în campanie și știi că mai vorbim. Da, și prin cădere liberă și alimentăm și centru și lungă și tot ce mai cumpărăm apă de la Comănești. Și atunci investiția care o facem acum, plus aia de la Ciobănuș, plus le cumulam toate în Capra, la Pătiniș, la unde era apă, dar nu este. Și atunci suntem în situație să o luăm de la Ciobănuș. Să ducem în campanie, să ne ajutăm. Mai aveți alte discuții pe baza proiectului? Mai vreau ceva să vorbim. Supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Deci la următorul proiect de ordine de zi, de la modificarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea arhitectului general actualizat la obiectivul reabilitare și consolidare pod din beton peste fărâul Asău, sat Hapa Asău, punct Soci, comuna Asău, Gheorghe Bacău, inițiator primar Emilian Dudacă. Dacă sunt... Avizele au... Comisiile au avize. Da, aici e o mare problemă. S-au ridicat prețurile la fel beton. Deja constructorii care au venit și le-am spus, da, domnule, ultim mai scoatem iar lucrarea asta la, la licitație. Știți, zice vorba, nu-i pot da asociat la mine. Eu am fost contractat de o firmă, firmă a dat faliment, mi-a lăsat cu lucrarea baltă. Am reluat procedurile din nou, o trebuie să-i facem o reevaluare, materialul între timp s-a scumpit, doar din s-a ridicat și aproape că am ajuns la suma nouă din, din, din proiect care pot. Și acum avem temeri că nu o să vină la, la licitații nimeni, deja s-a ridicat prețul, era când a fost inițial proiectul făcut, era 2 lei și 80 kg de fier și acum e 4 lei și... Da, nu știu, încercăm să... 5 lei, nu știu că de aia. O să încercăm să-l scoatem din nou, o să începem procedurile de licitație, vedem dacă o să vină să-l scrie. E chiar podul de la mine, care cineva mi-a zis că mi-am pus gavioane de politic, wow, și udic eu n-am în casa mea gavioane. Asta e. Și marfă. Și de să fudi care a fost. Da, chiar și mi-a stricat și pe aia, că am avut niște țieri bătut din pământ. Acolo mi-a stricat și pe aia, m-a venit gata, s-a făcut din lucrare și mi-a scos și țieri. Chiar m-a lăsat acum. Da, asta. Dacă aveți ceva de discutat, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru? Și ultimul punct, pe ordine de zi, probleme diverse. Domnul primar, Marea problemă, canalizarea. Domnii ăștia de la canalizare au încercat să facă, bănuiesc cum au făcut și prin alte localități, cum, să dea pe repede înainte și să nu facă treabă de calitate. Eu nu am acceptat așa ceva. Când nu eram primar, nu am putut să verific chiar așa, din, că nu aveam atribuții să verific. Ei, acum, de când am intrat, am, i-am urmărit efectiv pas cu pas toate lucrările. Pe Facebook, pe toate, asta mi s-a duce mult de... acuzații, că nu urmărim, că nu... Din contra, aia am urmărit și chiar avem o corespondență cu ei, nu știu dacă pot să vă citesc acum, că ar trebui să mai stăm încă o oră și ceva în ședință. În primul rând, după ce au astupat acele găuri, dar și șanțuri, ei nu l-au tasat la lume. Am acceptat să mai prelungim un pic ca să se taseze natural, că efectiv nici n-aveau cum, la 2 metri și ceva, 3 metri, 3 metri și dacă s-a putut să taseze, să dărâmă malul de pe ei. Aveau și alea de protecție, dar în fine, a fost o, într-adevăr, a fost o lucrare mai dificilă față de alte lucrări care nu au avut ei. Ei toți se plâng că, domne, nu ne iasă nici sarea la lucrarea asta. Noi am zis, domne, până nu ne interesează, v-ați înhămat la jugul ăsta, duceți-l mai departe. Ei, acum, în ultimul timp, au decopertat șanțurile astea pentru a fi plombate. Ei au niște faze de lucrări pe care nu le-au respectat. O decopertat, au bătut un pic o placă de aia vibratoare și ce-o stai bine să toarne aia. Am fost la fața locului unde s-au început lucrările și când am văzut cum fac, nu, domnule, mie îmi faci după proiect. Am venit cu hârtirile, am spus, păi nu, că așa facem. Cum faceți, domnule? Nu s-au pus piatra sparte, nu s-au tasat ca lumea, nu s-au tăiat asfaltul. Nu s-au dreptat, da. Și dă-i scandal cu ei. Aproape scandal, să numim așa, pe românește, nu? Că, e. Și oprindu-i două ori, m-am invitat, au comandat asfalt mai mult, acolo o plombată, partea aia, se răcise deja de la ora 11, a venit mașina și era 6 seara și ei nu terminase de pus. Când am văzut, asfaltul ăla trebuie să-l torne, 125-150 de grade de temperatură, dacă nu, nu se leacă. Da, domnule, nu mai turnați, i-am întors a doua ori înapoi. O venit și au luat indicatoarele, o firmă subcontractantă la firma Strategic Market. Noi cu aia n-avem nimic, noi n-avem niciun contract cu ei, noi am dat corespondență cu firma Technimarket.
Am făcut o adresă inclusiv la poliția rutieră să ia măsuri. Noi le-am predat amplasamentul, deci să se înțeleagă chestia asta. Când a început lucrarea, am predat amplasamentul constructorului. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un accident, se întâmplă ceva, au fost multe mașini care s-au avariat, Doamne, nu e răspunderea primăriei. Dar totuși cetățenii vin la primărie, unii se duc la primărie, îi răspunderea lor a constructorului. Ei, acum, după atâtea adrese ce le-am făcut, după ce am convocat chiar și la domnul județean, mi-a spus, Doamne, nu e ok, uite ce fac ăștia, o să plece și o să rămână asfaltul, o să rucă sub greutatea mașinilor care trec pe aici așa. Da, astăzi mi-a trimis o ultima adresă, care noi le-am spus înainte, Doamne, trebuie să faceți asta, asta și asta. Da, mi-a spus, la refacerea... Referitor la adresa mai sus menționată, vă comunicăm că pentru refacerea lucrărilor de asfaltare se vor executa următoarele operațiuni. Așterere, strat, piatră, spartă, compactat. Nu a avut în nicio zonă strat de piatră compactată și ei s-au apucat de pus plombe. Dom'le, de asta am oprit. Dacă îl facem treaba prost, prost o să o avem. Mulți ne acuză, bă, cât mai țin, bă, mai țin, dar dacă ei nu fac treaba de calitate, cum să-l dăm voie să facă așa? După aia, îndreptare, căminii de vizitare, toate erau strâmbi, în toate zonele. M-am dus cu cumpăra, ne-am fost, băi frate, dacă nu o să vii tu să torni, ce faci? Păi nu că îl îndreptăm. Cum, mă, după ce torni tu plombe și după ce îi faci asta, te îndrezi după aia, iar altă, altă, da. Deci chiar ne-am ocupat. Așa, așterne strade binder, așterne strade uzură. Deci se pune binderul ăla. Asta noi le-am spus lor și acum o recunoscut și într-adevăr a adus astăzi 6 camioane de balastru, din piatră din asta spartă și urmează să o pună prin comună. De asta s-au întârziat lucrările. Nu li face plăcere, ei teoretic ar trebui să încheie contractul la sfârșitul lunii iunie. Da, acum parcă o să văd, o să vină cu rugăminți de prelungirea contractului. Dacă vreți să-i prelungim, îi prelungim, dacă nu am putea să-i facem, să-i facem și chestia asta, da? Ce nu știu dacă... Prelungim ăla că face treaba cum trebuie. Exact. Noi putem să ne prelungim contractul și intră în penalități. Sigur. Și o să plătească la penalități pentru timpul ăsta de întârziere și pentru disconfortul ăsta care ne-a preiat, de el se doare cap. De la Lunca și până la stradă, să vă adunat o bot. Total? Avem o promisie, nu. Ei trebuie să aducă terenul la starea inițială. Ei trebuie să fie plombe. Da. De asta, când o să fie de echipă, să facă și de șanturile. Așa ar trebui în proiect. Cum? Șanturile făcut primar la... Nu, nu are treabă. Nu e asta cu șanturile. De asta, dacă vin toate ei. Nu, nu are treabă. Asta este canalizare. Ei atât au... Ne credem cu conducta asta la limita proprietății. După aia o să vină cetățenii să lege la fiecare gospodărie să lege. Da, de asta s-a întârziat. Asta este. Îmi cer scuze. Ne cerem scuze. Noi, știu administrația a său, dar ce să facem? Dacă îi lăsăm așa să-și facă din cap, aveam și așa. Este riscul să mai iese, că nu-i zonim la tonajul ăsta care trece aici, circulă cu tonajul ăsta. Da. După aia, microbuzele, la fel, nu depind de noi. E vorba de Consiliul Județean, da, ne-ați adus o... Trebuie să citesc, dar voi vă știți și eu. Avem adrese făcute, le-am făcut un memoriu, le-am adus la cunoștință programul, le-am adus la cunoștință că ei nu respectă ceea ce au avut până acum în protocolul care l-au avut ei Consiliul Județean. Nu au sâmbătă, nu au duminica. Da. Urmează a fi scos în cel mai scurt timp traseul la licitație din nou, de Consiliul Județean. Deci noi suntem doar niște, știu eu, purtători de cuvânt sau revârtind hârtie, dar restul nu, chiar nu depinde de noi. Îmi spunea cineva, bă, dar de ce nu îi spui că pe microbus? Nu e frumos să spună, pe microbus scrie super, voia nu scrie primăria său. Dacă ar scrie primăria său, da, vin la primărie, știa. Dar aici sunt niște trasee pe care el ia la licitații, firmele astea, și care ar trebui să le ducă la deplinire. Ei, dar tot motivează și ei. Ne-au chemat, nu știu, a fost oare, după câteva dimineață ne-am dus să vadă, băi, vin o să vezi că atâta o persoană am microbus. Și tot, dar trebuie să-ți asumi și aia persoana nesimă. Și nu știu, poate nu m-ați făcut până acum notificare către patronul companiei. Dar câte notificări ați făcut? Să vină aici în ședința din Consiliul Local și să ne spun. Dar nu am fost în mandatul trecut, întrebați consilierul. Bine, a fost în mandatul trecut. I-am întrebați consilierul. Să vină, acum poate s-au schimbat presiunea, i-am Dacă și să votăm, iar când ajung cum se... Te rogi să pleci, te rog să pleci. Te rog să pleci. Ne rugăm să plece de aici, din comuna Sără. Absolut, dar nu asta am solicitat la Consiliul Județean.
o să ia, dați eu o firmă care respectă contractul. Poate respectă. Așa, ori... Păi respectă programul dumneavoastră. Absolut nicio problemă, nu mai poate. De asta respectă un program. Uitați, probabil, cu siguranță, ați citit. Așa, nu, dar bineînțeles. Ați citit formulare de către cetățenii. Vreau să citești către Consiliul Local, că asta mi-e invitatoria. Chiar m-au rugat cetățenii. Nu mai să o citesc către Consiliul Local, problema nu e mică. Deci problema este foarte serioasă. Sunt oameni care depind de serviciile din Comărești. Lucrează, au locuri de muncă acolo și patronii au spus că ori ajungi, ori nu mai lucrezi în oraș. Nu toți oamenii au mașini personale, nu toți oamenii își permit ca să plătească taxiul. De aia trebuie să urgentăm rezolvarea acestor probleme. Sunt 20 de secunde. Mergem la Consiliul Județean, mergem, notificări. Nu s-au făcut notificări aici. Vă discut la Consiliul Județean, nu merg la Consiliul Județean, ce se facă un program cum face Consiliul Județean. O facem notificări. Trebuie respectate și procedurile. Respectăm procedurile, facem notificări. Respectarea procedurilor știți foarte bine că implică timp. Dar cum, deci... Până rezolvarea lor. Asta depinde și comuna Aseu, sau de primarul de Aseu, poate că dar ei au trasee din trei județul pe acolo. Foarte bine. Așa, și dacă nu primarul de Aseu, ce să-i spun? Hai, domnule, felicitații pentru comuna Aseu, dar ei timpul la scâne. Orice firmă, dacă nu are să scoată bani pe traseul făcut, cursa făcută, nu va... Păi nu e așa motivează, domnule, ești firmă privată, dacă vrei cu firmă... Ca să-i ducă cu doi oameni până la Petrosul... Ce Dar știți cum e și gradul ăsta de nesimțire mare, deoarece oamenii plătesc un abonament integral. Când nu circulă și nu beneficiază, banii de abonament la fel. Prețul de abonament același este. Nu e mai puțin. El are pretenția ca să plătește abonamentul integral și omul nu circulă în stilele respective. Acum a ajuns baharul... Adică e chiar culmea să... Acum se umplu baharul la nivel de Consiliul Județean, din toate comunele din județ. Și de asta s-a ajuns la Consiliul Județean să face reorganizarea transportului public. Da, deci nu numai să în situația asta, foarte mult. E vorba despre tot județul. Și acum se trasează pe toate liniile și pe toate traseele. Și tocmai ca să vă demonstrăm că și noi suntem de aceeași părere cu dumneavoastră, considerăm că problema este foarte gravă și necesită urgentare. Vreau să vă spun că dumneavoastră ați depus o adresă în data de 14.06, iar eu în data de 26.04, deci încă din luna aprilie, domnul Cătălin m-a interesat acest aspect. Atunci când cei de la Consiliul Județean au scos spre consultare publică traseele care vor fi scoase la licitație, încă nu știm noi data când vor fi scoase la licitație, pentru că sunt scoase de Consiliul Județean și nu am putut să aflu eu aceste informații când va fi proiectul de hotărâre al Consiliului Județean, când va fi scos la licitație. Am văzut propunerea lor, iar noi am solicitat anumite modificări. Aceste modificări vor fi supuse în atenția Consiliului Județean atunci când va fi proiectul de hotărâre, prin intermediul unui consilier județean care ne reprezintă acolo și care sperăm noi să va obține o aprobare a amendamentului. Suntem siguri că vom avea reușit, deoarece, să spunem pe aia dreaptă, e și culoarea politică. Exact, și sperăm într-un ajutor de partea. Nu știu să dacă amestecăm politica cu... Trebuie să primim zi mare, nu poate domeniile are, cât de puțin. Subsemnați domiciliar când s-a părătunit și comuna său, dar toate cetățenii comunei și pentru oamenii ce se ocupă. Vă rog respectuos să trebuiți la dispunere de unui primar de demersul necesare pentru a rezolva problema de mare importanță a transportului public local pe ruta Petrosul Comănești. Menționăm faptul că transportul public de persoane pe ruta Petrosul Comănești este deficitar și reprezintă o dificultate pentru cetățenii comunei său care se deplasează pentru servicii în orașul Comănești sau în alte localități, dar și pentru restul persoanelor care se deplasează ocazional. În ultima perioadă, compania care asigură serviciul de transport nu respectă un orar care să ne faciliteze programul de muncă solicitat de angajatori. În aceste condiții, desfășurarea oricăror activități de serviciu sunt greu realizabile, deoarece nu dispunem de un mijloc de transport la orele necesare. Ultima deplasare pe care firma de transport o efectuează în timpul săptămânii de lucru este la ora 19.
Având în vedere faptul că sunt navetici care încetează programul de lucru la ora 20, găsirea unui mijloc de transport spre domiciliu devine o mare problemă. Pe durata weekendului situația este și mai dificilă, deoarece nu există deloc transport public local. Menționăm faptul că noi, navetiștii, achităm plata integrală a abonamentului lunar, deși sunt zile când nu avem transport și trebuie să apelăm la un serviciu de taxă. Cunoaștem faptul că autoritatea care eliberează licitația pentru compania de transport este Consiliul Județean. De asemenea, cunoaștem și faptul că administrația publică locală cum NSO este administratul drumului comunal 146 și poate notifica autoritatea Consiliului Județean Bacău pentru a rezolva această problemă majoră. Considerăm că este oportun și legal ca firma să efectueze transport public local să respecte un program care să faciliteze deplasarea spre locul de muncă și înapoi spre domiciliu. În speranța că veți da curs solicitării întocmite, care este o problemă de interes major, așteptăm un răspuns din partea dumneavoastră cât mai curând posibil. O listă atașată de 20 de semnături, dumneavoastră tocmai ați dat răspunsul, apreciez și demersul doamnei administrator public local. Dacă dumneavoastră tot ați dat citire de solicitării dumneavoastră care a venit în luna iunie, dați-mi voie să vă citesc și eu ce le-am trimis încă din luna aprilie celor de la Consiliul Județean. Vă rog. Ca să vă convingeți că preocupările noastre sunt comune cu ale dumneavoastră. Către Consiliul Județean Bacău, Direcția Juridică de Administrație Publică Locală, în atenția domnului director Ciprian Marius Bogea. Stimată conducere, noua administrație a Comunei Asău dorește să vă aducă la cunoștință faptul că firma care ar trebui să asigure transportul în comun pe raza comunei noastre nu respectă programul de funcționare, program pentru care am purtat numeroase discuții și negocieri cu dumnealor. Foarte multe persoane din comună, în special locuitorii din APA Asău, Păltiniști și Ciobănuși, spun că pe lângă faptul că orele de circulație sunt inadecvate necesităților lor, microbuzele nu ajung la capete de linie așa cum prevede programul afișat în stație sau anumite curse sâmbătă și duminica nu sunt respectate deloc. Argumentele administratorului societății se rezumă la afirmația că traseile nu sunt rentabile, că nu are clienți suficienți pentru un profit minim. Din punctul nostru de vedere, acest lucru se datorează faptului că orele de plecare nu sunt adecvate. Mai concret, pentru stația Ciobănuși, erau prevăzute doar două transporturi pe zi, primul la ora 8.30, al doilea la 14.30. Este evident că pentru navetiști, ora 8.30 nu poate fi luată în calcul. Deoarece am fost informați că în perioada imediat următoare se vor scoate la licitație traseele pentru transportul în comun, la nivelul întregului județ, am căutat pe site-ul dumneavoastră să vedem dacă s-au afișat programele propuse pentru transportatori. Am observat astfel că pe traseul Comănești-Asău-Pietrosu pentru ziua de duminică nu a fost luată în calcul nicio cursă. Acest lucru nu poate fi acceptat, deoarece duminica, fiind zi liberă, majoritatea cetățenilor vor să ajungă la Comănești pentru a face cumpărături, tinerii din comună au nevoie de mijloace de transport care să le asigure deplasările spre punctele de relaxare din orașe sau spre centrele universitare. Cetățenii din satul Ciobănuși sunt nedezavantajați, deși satul lor este străbătut de drumul național DN12A, transportul lor fiind luat în calcul doar prin cursele Comănești, Cădărăști și Comănești Ghimeș-Făget. De cele mai multe ori aceste autobuze nu opresc la Ciobănuși, mașinile fiind deja pline cu călători de pe Valea Trotușului. Propunerea noastră pentru cetățenii din satul Ciobănuși este ca măcar 4 curse pe zi de pe traseul Moinești-Comănești-Straja să fie modificate, astfel încât aceste microbuze să ajungă la capătul comunei Asău, respectiv în satul Ciobănuși. Atașez o fotografie cu harta din care rezultă că această modificare presupune prelungirea traseului cu doar 3 minute. Înțelegem că anumite curse nu sunt rentabile, dar în același timp trebuie să fim conștienți că în orice business există activități foarte profitabile și altele mai puțin profitabile, fără de care afacerea nu își poate desfășura activitatea. Vă adresăm rugămintea insistentă de a rezolva problemele acestor cetățeni care de foarte mulți ani sunt nemulțumiți de aspectele prezentate mai sus. Vă mulțumim! Sunteți vorbiți, domnul? Da, da. Este o modificare care coincide din... Mai trebuia să spun câteva... Doreanța cetățenilor, asta este făcut, domnul primar. Este doreanța, doreanța cetățenilor. Păi da, dar doreanța cunoaște, domnul cătătenilor. Doreanța dumneavoastră e pus în luna iunie, nu? Da, foarte bine! Cred că probabil nu e din luna aprilie am făcut chestia. Păi nu știu, dar nu... La aprilie, dar în martie am avut discuții cu domnul Ciubotaru, în februarie. Nu, dar sunt sigurat Ciubotaru. V-am explicat că am depus documentații, v-am explicat că am înaintat de mersul. Ce să vă mai spun altceva? Dar dacă dumneavoastră v-a venit în fiecare zi, tatăl meu, asta nu depinde de noi, dacă ar depinde de mine. Domnule, nu fac atent, nu fac atent. Simți-mă de... Păi da, simți-mă de...
dar mai mult decât a face gândii, notificări, ce putem face? Mai ziceți-mi ce putem face? Notificarea. Să mă duc să-i fac programul. Dar lasă-mă, domnule, să vorbesc, te rog frumos. Am spus că nu mai vorbim cu oficiatul. Să-l înțelegi? Păi de nu se mai înțelege la cameră. Haideți să vorbim civilizat. Dacă vă spălați. Păi făcut turiță în continuu, aveți o oră de turism. Lăsați-mă să răspund să înțeleagă cetățenii ceva din ședința asta. Păi dar lăsați-mă atunci să răspund. Acum vorbiți la asta în continuare și nu mă întrebați. Păi eu pot să ies afară să discutați singur. Dar nu poate să... Și fără primar ședința poziției. Păi dar să fie civilizat. Dacă v-am dat cuvântul, v-am lăsat să vorbiți. Lăsați-vă și pe noi să vorbim. Aveți o oră, domnule ședință. Dar vă rog frumos. Dați-mi termen dacă mă discuții la... Am vrut să v-am mai procedura trecută să ne încadrăm într-o limită a timpului. N-ați fost de acord. Am propus că am câte 3 minute de fiecare în care să ne spunem probleme. Uite, de asta... Măcar când vorbim, hai să ne respectăm un pe altul, să ne ascultăm. Dacă se lungește ședințele mai mult decât trebuie. Vreau să dau cuvântul și domnului Păi, cred că și domnul Păi avea ceva de spus. Și am și o mică problemă, durează doar un minut, dacă îmi dați voi, înainte de a da domnului Păi cuvântul. La depunerea jurământului am constatat că la primăria sau nu este o scriptură, nu este o Biblie chiar conformă. De aceea am decis să fac o donație primăria său, o Biblie preactualizată, o nouă ediție, care a apărut la împlinirea 100 de ani la Marea Unirii și respectiv la împlinirea 370 de ani de la tipărirea Noului Testament de la Alba Iulia, în 1648. Și la 330 de ani de la tipărirea Bibliei lui Șerban sau Biblia de la București. Și am decis să fac această donație primăria său, eu dau domnul primar, atunci când o să mai depună ca să mai jurământul, să avem o Biblie în conformitate. Mulțumesc! Domnul Pio, da, foarte scurt vreau să fiu, ca să nu fiu acuzat cu monopolizez iar discuția. M-am uitat și eu, că eu nu prea mă uit pe Facebook, așa, pe site-ul primăria său. Și am văzut o serie de postări și, și foarte multe comentarii. Ceea ce se postează pe Facebook din partea primăria său, cred că ar fi bine să, să se știe cine semnează acele hârtii. Pentru că există o postare din prin data de 3, la 6, dacă nu mă înșel, în care se face referire la acea taxă pe care o percepe primăria pentru taxa de urgență, de eliberare a documentelor urgente. Și cineva se întreabă acolo cine semnează, cine semnează această notificare. Pentru că acolo se strecoară și o greșeală. Se spune la un moment dat că taxa aceasta a fost micșorată de actuala conducere. Nu, taxa a fost micșorată în urma aprobării... În urma aprobării taxelor și impozitelor pentru anul următor. Totodată apar o serie de impozite. La propunerea actuale conducere, nu? Da. Totodată acolo, în 27-a, apare o informare vis-a-vis de începerea lucrărilor de plombare. Cred că aici ar fi trebuit ca foarte rapid, în momentul în care constructorul și-a ridicat jucăriile și a plecat, trebuia venit cu o postare pentru că lumea a început să comenteze. În fel și chip. În fel și chip. De asta spun. În fel și chip. Apare acolo că multă lume se uită pe Facebook și acum apare acolo, domnule, o plecat pentru că nu le convine condițiile noastre, că noi le-am impus să facă treabă de calitate. Și asta, basta, era corect așa. Tot acolo apare pe site-ul ăla evenimentul de pe 10, de înălțare, în care cetățenii sunt invitați la sărbătorirea, mă rog, comemorarea eroilor mai degrabă decât sărbătorirea. Așa, ar fi fost interesant să fi fost postat și după eveniment ceva poze, imagini, că știu că multă lume au filmat, au fotografiat, au făcut diferite cadre acolo și nu mai apare nimic. Pe data de 7-a-6-a ați avut o... sau pe... nu, pe 7-a-6-a ați avut o întâlnire cu subprefectul județului, care au fost invitați.
Preoții, mă rog. Nu, am văzut la alte comune că au fost invitați și consilierii locali. Poate era bine să veni și consilierii locali. Da, nu, dânsul a convocat. Dar mă rog, nu dânsul stabilește. Era un criteriu de vaccinare, da. Am înțeles. Dar au spus să convocăm preoți, profesori. Da, și eu puteam să-i spun, eu invit și alte persoane care au influența asupra oamenilor, care pot să discute cu oamenii și așa. Chiar asta. Nu ne-am gândit, era bine să fie ne gândit și la acest aspect. Viitor. Și un ultim aspect. S-au mai făcut pe aici, pe acolo, câteva retușări, pe ulițe, în general, pe unde s-au mai adus balast, s-au mai adus pietriș, s-au mai depus. Am o singură rugăminte. În momentul când se mai organizează asemenea acțiuni din partea primăriei, fiind sunați și noi consilierii locali din zonă, să ne putem duce acolo. Dacă suntem disponibili, ne putem duce și noi acolo să vedem ce se face. Eu vă spun că în ziua când am vorbit cu domnul viceprimar, l-am rugat să mai aducă o mașină, să mai trimit o mașină, pentru că era insuficient balastul care a fost adus, și am mobilizat chiar și oameni. Au ieșit vreo 6-7 oameni cu Lopescu, Greble și nu au făcut treaba. De asta zic că nu trebuie neapărat să trimite salariații primării, angajații primării, bulbă, excavatori, eventual că ăla trebuia să întindă. Dar ca să mai vină și cu Lopez și cu așa, nu pot mobiliza și oamenii. Când făceam prestația acum câțiva ani, nu mai luăm în cap. Asta chiar ați trebuit să vă rog și eu, să vă implicați mai mult, să vină de la dumneavoastră, nu de la cetățenii, nu știu, propuneri sau... Bine, și la cetățenii pot să vină. Dar mai ales că avem consilieri locale aproape în toate zilele, să zic, acolo nu arde iluminatul, dincolo, chiar sunt probleme. Și oamenii vin și spun, exact, dar să știți că, întrucât nu-ți informați corect, cum prosim. Da, păi despre asta e vorba. Am stat de vorbă cu cineva astăzi și au zis că știți ce fac eu acum? Trântez mașina intenționată în șanțul ăsta aici și așa mă duc la primărie. Strângi mașina degeaba, aștept la primărie degeaba, că la primărie. Dar dacă făceați o asemenea informare, imediat după ce a plecat constructorul, pentru că ăsta nesimțit și-a luat și indicatoarele de... Deci lași efectiv drumul în soarta... Dar tu aș spune că am pus peste 1000 de tone, 1200, înseamnă 1000 și ceva de metri cub, un munt întreg de balastul, de când am început lucrările astea, chiar mi-e frică din curtea de conturi, când mă să vină să întreb, bă, dar unde ați adus voi atât balastră, da? Și toți cetățenii, bă, nu-i așa, domne, știu, suntem conștienți. Dacă vor să mai aibă răbdare, și trebuie să aibă, până la urmă asta este, n-ar ce face, la 1 iulie, știți prea bine că intrăm în trimestrul 3 și o să putem achiziționa, cum avem întrebări în lista de investiții, ăsta, compactorul, un cilindru compactor și un bitanjă. Și atunci o să începem efectiv cu oamenii noștri să întreținem străzi mult mai bine. Până acum nu am avut puterea asta. Ploaia, timpul nu ne-a ajutat, lucrările astea. Eu nu spun fără. Domn primar, ne-a ajutat ploaia și vă spun da, și ce. Dacă nu plouă atât de mult, exact. Nu sunt asa. Plombam și ne trezeam că se lasă tot. Dumnezeu le așează pe toate. Deci, nu, dar încă o dată apelez la buna credință a cetățenilor. Și vă rog, domne, un pic de răbdare, cum am mai spus-o. Vă ruim într-o cameră și tot durează o săptămână, două, până punem perdelele înapoi și până ștergem praful. Dar aminte 17 km și de canalizare. Nu vrem să ne disculpăm noi să spunem că și prin alte zone tot la fel. Asta este, dar totuși trebuie să avem un pic de răbdare. Nu se poate face, s-a ajuns la 3 metri jumate adâncime, s-a făcut un crater, că dacă era ca la câmp o argilă, să se 80 de centimetri cât îi cupa la excavator, la 2 minute au pus conducta și așa. Aici ați văzut, s-a făcut crater și de 3-4 metri lățime. Cine e vinovat? E primarul vinovat când noi am vrut să facem ceva? Știu, e un disconfort, dar trebuie să înțelegem că nu poți să faci nimic. Dacă se punea canalizarea pe stâlpi de curent pe sus, chiar nu făceam asemenea disconfort. Dar așa s-a făcut prin pământ, s-a făcut șanțuri, s-a venit apa, s-a făcut mâni, s-a făcut noroi. Dar sperăm că astea toate o să se rezolve. Asta este, trebuie să avem răbdare. Da, ați văzut, în urma lucrărilor astea cu RCS-ul, am montat lampele de iluminat, am pe scaune, pe beria, pe... Chiar nu cred eu că suntem degeaba așa cum e mai cataloghiază alții, că suntem cine. Domnul Cotpas ar vrea să spună ceva, vă rog să... Domnul primar, ieri chiar eram împreună și cu domnul Dogariu și cu un cetățean, în bradierea mașinii. E 45 de zile. Trebuie 45 de zile pentru bradierea unei mașini. Chiar mi se pare exagerat. Da, cetățeanul cred că nu înțeles exact. Asta a fost iar ce am zis, domnule, chiar așa a zis fata. Fata era singur ieri, a plecat. Am zis, nu știu, dar nu de la tax și impozite.
Stelică era medical din bolna varicoxa, 12 ani, și era simplu. Domnul a venit și a intrat în panie. Deci, domnule, vreau... Nu, ea vreau... Doamne, eu spun, domnule, nu am cum, uitați, mai sunt și alți oameni în față. Bine, recunosc și colectivul nostru câteodată mai are scăpări din asta și nu vorbește chiar atât de cu cetățenii, dar sperăm să ne, în viitor apropiat, să ne, ne aliniem și noi la standardele europene. Și eu spus, domnule, nu am timp acum, dacă vreți să mai așteptați un pic. Păi cum că mie trebuie acum? Domnule, toate documentele se primesc într-o perioadă de 30 de zile sau 45 de zile, cum mi-a fi zis. Ei, și omul a spus că da, cum mi-a zis că, nu știu dacă, acum nu țin parte. Da, nici, dar nu cred că se întâmplă 45 de zile și aștept cineva pentru document la primărie. Știu și eu, am fost de mulțumit pe chestia asta. Așa te-am din dosarele de atingi. Da, nu, era singură fata și eu spus, domnule, mai e și altcineva în față. Nu am timp, efectiv fizic, nu avea timp, era una singură, făceam munca la 3 persoane. Da, da, domnule. Domnule primar, domnule, cum mai aveți disponibil Budo, poate se deplasează pe Academie de la Pătulacă să mai întinde ce a rămas acolo. Îl știm, da. Dacă e păcat să rămână așa neîntinsă, mai de ce nu. Și ar mai fi o problemă cu punțele din zonă, care sunt într-o stare degradabilă. Puntea de la Gheorghe Oniga, puntea de la Ungurașu, unde a fost un eveniment neplăcut. Știți că a fost un eveniment neplăcut la o nuntă sâmbătă, unde o persoană, de fapt o persoană aproape toată nuntă a căzut de pe puntinată. Așa am înțeles. Puntea chiar era Ungurașu, partea de la Nicu Marcu, acolo nu are nici catarzi, nimic să facem ceva. Sunt adus catarzi. Da. Trimiți Buldo într-o zi, când ziceți până astăzi, când aveți, mă deplasez, puneți când veniți într-o zi, am de puntea de la Gheorghe Oniga. Adică să le punem cât de cât la punct și... Încă o dată vreau să vă mai spun. Mai în puntea de la... La primărie avem 8 persoane în care e una de servirii, dintre care 2 e șoferi. 8 persoane la de servirii. Să reparăm punții, să curățăm șanțurile, să curățăm în fața porților la toată lumea, să reparăm uriți. Să, bă, așa, să facem coșuri. Da, să facem coșuri, să facem bani. Nu știu dacă... Dar de cosit, deci noi am încercat, cineva scrie pe Facebook, cine știe câți bani s-au mâncat și cu băncile alea? Dom'le, chiar nu s-au mâncat niciun ban. Ne-am făcut în regii proprii, când plouă afară, când a fost friga stiarnă, ne-am făcut în regii proprii și în loc de 4-500 de lei cât ar costa o bancă de alea, dar asta cred că am mai spus-o și în general. Așa, ne costă în jur de 100 de lei. Chiar nu s-am așa, chiar am vrut să facem economii. Dacă vrei să facem risipă, da, chemăm firmă pentru nu știu ce, chemăm firmă pentru nu știu ce și facem proiecte care costă 1 miliard proiectul și lucrarea 1,5 miliard. Dacă vreți așa. Dar noi am încercat să o facem cu oamenii noștri, să nu mai cheltuim atât de mulți bani, sunt atât de multe nevoi la nivelul comunei și am încercat să facem și economii. Ca un bun chibernizitor, asta e. Să, dacă vreți să înțelegeți. Asta a jucat cetățenii. Domnule, haideți fiecare în fața curții să ne poți să-mi iarbă, doamne. Ne-a dat Dumnezeu ploaie din abundență, avem iarbă acum, dar chiar nu reușim să cosem în fața porții? Nu mai zic peste drum, dacă nu avem locuință să cosem și acolo, nu mai zic. Dar în fața curții, în fața porții, e rușine pentru comuna noastră. Te mănâncă și epi bărării, chiar la poartă, în fața porții. Cât îți ieșim cu coasă, dacă cuțitul taie, la avem doamne iarbă într-o jumătate de oră, într-o seară, și să arăt altfel comuna, dacă vrem să facem. Sau inventat să ne curățăm și șanțul. Unii au fost, i-am rugat, doamne, curță șanțul, scoate pământul, vinim noi după el. Nu avem timp fizic cu 6 oameni, sau 8 cu vârnă și șoferi, nu ai timp fizic să te duci să curăți 58 de km de drumuri și unii să ieși. Să costești, să curăți șanțul, să pui piatra, să pui... Tot ne jur, acum. Dacă nu mai aveți alții, pentru pul, pentru punct, da, avem materialul, pentru Nicu Marcu, avem materialul pregătit. Tot numai trebuie să vină să-l aducă, trebuia mașină mare, să pună, nu chiar atât de simplu, așa vă rog. Da. Și tot în regie proprie o să facem ca să facem economii de bani și... Hai să punem proțosul la treabă și... Nu, dar asta și văd pe Facebook, suntem foarte activi, domnule, dar dacă am văzut că are mulți să scrie pe Facebook și în fața porții nu are cosete. Haideți să fim. Cine stă pe Facebook, nu are timp de treabă. Chiar așa oare era pe timpul ăla, am prins și eu timpul Ceaușescu, dar te scotea, aia nu vrei să faci prestații. Nu am cerut asta să facă prestații. Noi venim noi și facem în măsura care putem. Dar să ne costăm iarba din fața porții sau să dăm cu mătura acolo.
Eu pot să-l la mine și la vecinii mei, eu nu trebuie un bani. Dar nu mă deranjează. Să dă informare la cetățeni, de cotorat și mai dați și să facă așa să da, nu. Tot a spus problema așa, domnul. Despre asta era vorba. Postările care se fac pe pagina primăriei astea, cine ați vrea să le semneze? De exemplu, eu vin, constat pe teren o problemă. Domnul Fici vede altă problemă, poliția locală alte probleme. Ce semnături anumite anume ați vrea? Că noi acolo sunt niște informări către cetățeni. Probabil ați găsit o virgulă în lipsă. Da, ați găsit o greșeală. Mai o să mai găsiți și de acum încolo. Dar nu sunt documente neapărat ce eu. Eu vreau de hotărâri făcut. Dar faptul că am văzut gunoaie sau că am văzut anumite probleme ca să informăm cetățenii, ce să semnăm? Că asta ne reproșează și domnul Bobeică. Are o problemă că nu îi se semnează cine. Cine se semnează? Nu știu. Da, lăsați-l cu pur semnătura. Nu știu. Adică dacă poate... Și o să trebuie semnătura. Învățați și mi-asum. Învățați-l ce să... Că dacă are o problemă de la taxă și impozite s-a confruntat cu o anumită problemă care s-a postat, am zis o persoană, două postează pe pagina primăriei. Anumite informări. Nu sunt neapărat niște documente care se duc acum la bancă și lipsește. Trebuie semnătura cui? Ce semnătură spui pe Facebook? Sunt câteva persoane care s-au plictisit. Doamne, Matru, mi-a legătură cu gunoiul. Am mai spus și mai spun. Trebuie informați cetățenii și chiar căutați. Acei care nu scot tomberonul, nu scot în saci, menageri. Trebuie căutați, că am mai spus și noi nu știm care sunt. Îi căutăm. La poarta lui, băi, de ce nu ai tomberonul scos? În tomberon, ce fac cu tomberonul și gunoi? În gunoi, în urmă, că am anunțat pe domn vice de-atea ori, duceți-vă acum să vedeți ce fac, ce-au făcut câini cu tom cu sacii de plastic. Numai mizerii. Ăștia e eu. Stăia sacul și-l aduncă. Mizerii acolo rămâne.